Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow pentru că acolo postez toate noutățile. Deci dacă vreți să fiți la curent, mergeți și rupeți acolo butonul de follow. În curând or să mai intre și ceva hudinaș pentru că am postat pe Instagram. Și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Haideți să îi dăm biceane pentru că presupun că v-a fost foarte, foarte dor de un nou episod cu Cotoroanța. Apăsăm și noi frumușel pe Pleianu și nu știu de ce m-a pus în match, am înțeles, frate. Deci, practic, sunt în match, dar nu pot să joc. RIP. Hai că începem direct cu un disconnect, dăm așa leave game și am început bine, frate, totul funcționează conform planului, nu este nicio problemă, dăm așa deschide iarăși Robloxiano. Ok, hai să așteptăm din nou să vedem, dar ar domnul să nu mai fie probleme din astea. Hai să vedem, bun, și dăm direct Pleianu, hai să vedem, ok, se alege și Grenioara. Văd că a apărut și pe ecran, deci totul este conform planului, deși m-a scos afară, nu știu de ce. Măcar suntem două persoane aici, or să mai intre și hudinașii pe parcurs. Nașii, hudinașii. Ok, și suntem la viloacă, la hârculiță, ceea ce e destul de bine, pentru că vreau să o întorc așa puțin, sau cine știe, poate o să fiu eu Granny. Vreau să-i dau așa un pic de furcă. Sau dacă nu să le dau celorlalți de furcă. Hai să vedem cine o să fie Granny. Văd că practic suntem două persoane. Eu o să fiu Granny. Ok, lasă că e bine că nu a mai fost destul de... A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost eu cu Cotoroanța. Așa că vreau să-i pun puțin tele la punct pe ceilalți. Pentru că au fost cam răi și și-au făcut de cap aici la viloacă. Au dat mare party și vreau să îi articulez puțin. Le dau direct la joale dacă îi prind. Hai să vedem, în 5 secunde începe nebunia. Să pornească party-ul din nou. Ăla-i ticule Granny rusoai ca pe felie. Și va trebui să avem mare grijă pentru că harta asta este foarte mare. Să ne gândim acum cum să o jucăm. În prima dată va trebui să punem niște trepuri pe aici pe alee. O să pun două trepuri aici în partea asta, după care în partea stângă, după care o să mă duc și în partea dreaptă să pun niște trepiane. Punem aici așa frumușel, ne dăm cât de cât să fie aproape și de gard, bun. Și mai punem încă unul pe aici așa pe undeva. Așteptăm să se încarce, până atunci ne uităm la Cotoroanțeană. Boi, ce ochi verzuli are, nebunatica! Momentan nu am văzut nici urmă de oameni. Trebuie să avem mare grijă, pentru că cine știe unde s-au strâns și ce vor să facă. Poate că s-au apucat iarăși de un party. Ok, s-a încărcat și asta. Și am pus-o și pe a doua. Bun, deci am blocat drumul ăsta. Și aș mai putea să mai blochez încă un drum. Aș putea să-l blochez, uite, drumul ăsta alt de aici. Și practic o să mai las doar drumul ăsta pe unde merg eu acum și astea două or să fie blocate și o să încerc să îi prind pe aici. Pentru că pe acolo prin căsuță e destul de greu. Okeanu Barosanu, o să punem aici un trepian. Și unul îl punem mai încoace, uite așa ceva. Dacă mă lasă, sper să mă lase să-l pun aici, hai să vedem. Așteptăm să se încarce, până atunci ne mai uităm să vedem dacă vedem picior de om pe aici. Deși nu văd absolut niciun om pe aici, așa, hai să vedem. 1, 2, 3 și start. Bă, nu mi l-a pus. A trebuit să-l pună puțin tel mai acana. Ia să vedem acum. Bun, deci acum e super ok. Cred că nu poate nimeni să treacă printre ele, decât, nu știu, dacă este o persoană foarte, foarte slabă. Dar nu prea e cum. Hai să mergem acum pe aici, așa. Și să îi căutăm pe nebunatici ăștia, cel mai probabil sunt toți aici în casă, pentru că nu am văzut să iasă nimeni din casă. Ai unul singur, frate. Acum văd acolo în dreapta. Am înțeles. Deci este o singură persoană. Okeanu Barosanu. Va trebui să o dăm cu persoana asta. Mai am și un trepian aici, o să facem noi mare șmecherie. Fiți numai atenție aici ce o să facem. O să punem un trepian aici jos, în cazul în care se aruncă, o să se arunce în trepian. Dar nu mai știu pe unde naiba e gaura, uite-o aici. Ok, și punem aici așa un trepian,
pe aici așa pe undeva, să zice, mă, cred că e destul de bine. Așa undeva la mijloc să fie bun. Ok. Și acum hai să mergem la etaj să-l prindem pe năzdrăvanul acesta. Am avut mare ghinion și sunt practic doar cu o singură persoană. Deci oricum este foarte greu ca să scape. Așa că o să vedem care-i treaba. Mergem pe aici. Bun. Deschidem asta. Să vedem dacă îi pe aici năzdrăvanul ăsta. Pe aici nu este. Trepuri nu mai am. Ok, ne uităm și pe aici așa, să nu se ascundă. Au ieșit el, am înțeles, RIP. Hai că avem mare, mare noroc, suntem pe Lobby Simulator. Măcar să iasă ăștia dacă nu vor să joace. Și văd că acum practic sunt doar eu și cu Iulia Flori în lobby, am înțeles. Iulia Flori este hutinașă pentru că mi-apare aici în dreapta. Hai să vedem cine o să fie Granny. Oricum suntem la office, aș vrea sincer să pic eu din nou Granny. Ca să pot să joc și eu un mecean ca lumea. Bine asta, dacă și numai dacă or să intre și ceilalți. Pentru că din câte se vede, ceilalți nu sunt în joc. A, uite, acum au mai intrat moldovanul Marius. Salutare moldovenei! Ok, Anu Barosanu. Ia să vedem cine mai intră. Măcar suntem trei persoane, tot e bine. Oh, și practic Iulia este Granny. Va trebui să ne grăbim să nu ne prindă cotorânțeana. Mergem pe aici și așa, ne uităm, bam, 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 nu-i nimic pe aici, ce ne trebuie? Salutare, salutare, salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudina și adevărați. Văd că Marius fuge în gol, nu știu ce-i cu el. Cred că a obosit Marius. Mă salut acum, așa cu reloare. Îi bine și așa rău, bun, deci Keita nu este acolo, Granny este pe aici. Salutare, salutare, Cotoroanțo. Hai să ne spinuim și noi puțin tela așa, să ne vadă că ne spinuim. O salutăm pe Granny, după care ne tirăm, că vine nebunatica după noi. Mergem pe aici și așa frumușel, bam, 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 deschidem asta. Ne uităm pe aici, nu e absolut nimica. Ne uităm să vedem dacă este aici, ar trebui să fie cleștele. Bun, e aici, luăm cleșteanul. Mergem așa frumușel pe aici, Granny ne vede cu coada ochiului, ne uităm, vine după noi. Îți stăm puțin aici să vină Granny, când vine cotoroanța îi deschidem ușa în nas, nu putem să o pălim, dar fugim, fugim, fugim. Mergem așa frumușel aici, cred că o să știe că suntem aici, pentru că dacă s-a uitat pe episoadele mele frumușele, a văzut că eu tot timpul închid ușa, văd că o lăsat acolo un trepian, trebuie să am mare, mare grijă. Ok, de asta nu mai avem nevoie de cleștian, pentru că am tăiat acolo și va trebui să mergem acum la etaj. Văd că aici au pus trepul destul de rău, asta înseamnă că putem să mergem pe lângă el, nice Rino, și putem să urcăm la etaj acum să căutăm cheița, pentru că avem mare nevoie de cheiță. Voi măcar în sfârșit reușim să facem și noi un mecean frumușel. Atâtea probleme cu Granny multiplayer, nu poți să joci că ăla nu vrea să fie Granny, nu poți să joci că lumea iese din match, nu poți să joci că lumea nu intră în match. O grămadă de probleme, frate. Hai să ne uităm pe aici, nu vedem nicio cheiță decât arbaleta. Ok, bun. Deci s-ar putea să fie pe aici pe undeva cheița. Acum trebuie să am o mare grijă pentru că acolo e trepianul. Bun, bun, bun. Mergem pe aici și așa. Ne uităm pe măsuță, nu este cheița. Ok, Anu Barosanu. Acum e destul de nașpa. Bun, am reușit să trecem pe lângă. Ne uităm și pe aici așa. Deschidem ăsta, deschidem ăsta. Bun, ne uităm să nu vină cumva cotoroanța. Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că e pe aici. Ok, pe aici putem să mergem. Nu-i frică. Și asta înseamnă că o fi luat cineva cheița. Oh, i-am văzut bastârca la cotoroanță. Așa că o luăm pe partea asta la altă. Văd că vine după mine. Nu veni după mine, nebunatico. Ne uităm pe aici așa, nu o găsim pe niciunde. Bă, dar unde naiba o fi cheița, mă, vere, mă. Hai să ne mai uităm o dată pe aici, dar nu am pierdut-o. Bun, nu-i pe aici. Ok. Aoleo, că am dat de cotoronțeană. Mama mia. Însă aici prins acum. În birou ăsta. Ce faci, nebunatico? Te-am pupat pe portofel și m-am tirat. M-am tirat, m-am tirat să nu cumva să-mi dai bastârcă peste frezian. Ăla-i ticule. Și unde ne va fi cheița aia, bere? Unde ne va fi cheița? M-am uitat peste tot să moară Chiquita. Uite aici.
Am înțeles. Măcar am găsit cheița. Bun. Deschidem ăsta repede, luăm carteluța și mergem acum la etaj să scăpăm de grenioara. Văd că ori mai ieșit din ei. Oh, uite cum a intrat încă o persoană așa. Persoana asta e așa mai Halloween, ca să zic așa. E așa înflăcărată. Salutare, înflăcăratule. Și hai acum să mergem rapid, Ianu. Oh, nu mai mergem că e grenioara aici. Ne prefacem că mergem pe partea asta la altă. Hai să ne spinuim puțin tel să ne vadă și grenii că ne spinuim. Spintuin grenii. Și acum ne facem că mergem pe aici. Grenii crede că am mers pe aici. Ne uităm pe aici așa. Mergem pe partea asta la altă. Am prostit-o pe grenioara. Mergem așa frumos pe lângă trep. Nu ne știe, ba ne știe. Cred că m-a văzut cotorânțiana. Sau nu m-a văzut, nu m-a văzut. Hai să ne tirăm acum frumușel. Mergem așa frumos la etaj. După care deschidem cu carteluța și ne întoarcem după țeava rone. Să putem să deschidem ușița de tot să scăpăm. În sfârșit, frate, mai reușim să scăpăm și noi de cotorânțeană. Lăsăm carteluța aici. După care sărim așa frumușel aici. Avem grijă să nu cădem în trep, bun, luăm țeava rone și mergem să o ducem la etaj. Granny cred că încă mă caută, nu știu pe unde își face viacu, nebunatica. Dar noi putem să mergem acum să punem rapid țeava, după care mergem să o anunțăm pe cotoroanță că vrem să plecăm. Îi facem cu mâna și ne tirăm. Bun, punem aici așa frumușel asta, țaca facara camaca, s-au deschis ușile. Și uite-o pe cotorânțeană, cotorânțeană, ce faci? Ce faci, Granny? Aolo, că m-ai prins în trep, nemernico. Nemernico, m-ai prins în trep și acum te spinuiești. Ești fericită că sunt prinsă? Ești fericită că sunt prins? Hai să ne spinuim și noi. Vino aici, Granny, să te pupă pe chelie și să fugă pe ușiță. Te-am pupat pe chelie și o iau pe aici. Aolo, că m-au pus pe jos. Bă, ce ticăloasă, mă. Deci niciodată, hudinașilor, să nu aveți încredere în grenii, pentru că vă dă o stârcă pe chelie atunci când nu sunteți atenți. Văd că am și eu acum mască de grenii, nu știu din ce cauză, cred că din cauza că mi-a dat peste chelie, mi-a băgat și mie mască. Deci practic m-a făcut unul de al ei. Băi, ticăloasă mai e cotoranța asta. Asta este, hudinașilor, ce să fac. Dacă mi-a dat peste chelie, nu mai am ce să fac. Acum, practic, este al ei. Aia e. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, să mergeți acolo, să rupeți butonul de follow. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!